Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vestea Bună pentru Toți. Sunt Mihai Chideșa și am privilegiul în această seară să-l am ca invitat pe domnul pastor Emanuel Dejeu. Bine ai venit, Emanuel! Mulțumesc pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Așa cum deja știți, emisiunea aceasta are o conotație spirituală, este o emisiune pentru sufletul dumneavoastră. Vă propunem o nouă serie de emisiuni legate de întâlnirile oamenilor cu Iisus Hristos. De aceea, astăzi încercăm să abordăm o nouă temă și tema noastră este legată de un personaj biblic foarte cunoscut în lumea creștină, Sfântul Apostol Pavel. Tema noastră este Apostolul Pavel, mărturia unei vieți schimbate. Invitatul meu, pastorul Emanuel Dejeu, slujește în Biserica Betania din București, de altfel o biserică foarte apropiată și dragă sufletului meu, pentru că acolo Dumnezeu a lucrat la inima fratelui meu, care s-a întors la Dumnezeu, și apoi prin el toată familia mea în decurs de 40 de ani. Și eu, când am fost student la București, am fost membru al acelei biserici. Mă bucur, Emanuel, că ești cu noi. Familia Chideșa este parte integrantă a istoriei de acum și a prezentului în același timp, Bisericii Betania. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu tine în seara aceasta și să privim în Scriptură la viața acestui titan, pentru că este cu adevărat un titan, Sfântul Apostol Pavel. Ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu, fără să citim neapărat textul la început, dar ideea și incursiunea noastră prin Noul Testament legată de acest apostol care a fost mai întâi Saul. Așa s-a numit, acesta este numele pe care l-a primit la naștere, dacă nu mă înșel, Saul înseamnă cel dorit, cel așteptat, pe semne că părinții lui l-au dorit și l-au așteptat în familia lor. S-a născut într-o familie de evrei. Părinții lui, tatălui avea o mică afacere legată de prelucrarea pieilor și facerea corturilor. Băiatul acesta, Saul, s-a născut în Tars, o localitate aflată astăzi undeva în Turcia, în Asia Mică, dar este important să spunem faptul că băiatul acesta s-a născut într-un context iudaic, într-o familie de evrei, avea și cetățenia romană, lucru de care s-a folosit de foarte multe ori ulterior. Dacă e să vorbim despre educația lui, fiind în acea provincie a Asiei Mici, băiatul acesta a învățat de mic limba greacă, cultura greacă, a stăpânit-o foarte bine limba greacă, dar totuși fiind evreu a avut parte și de o educație aleasă în ce privește background-ul familiei lui, al poporului ales, poporul Israel și așa mai departe. Acesta este Saul, care crește, se dezvoltă, ulterior ajunge să studieze la Ierusalim, la o școală celebră în vremea respectivă, școala lui Gamaliel, un învățat evreu proeminent în vremea respectivă. Saul are parte de pregătire, de școală aleasă și din postura aceasta, nu de copil sau tânăr care pierde vremea, ci din perspectiva unui copil, adolescent, tânăr, studios, omul acesta ajunge să fie întâlnit de Iisus Hristos, pentru că la urma urmei, ceea ce ne propunem în aceste emisiuni este să vedem felul în care Dumnezeu întâlnește și astăzi oameni, oameni obișnuiți, oameni simpli, oameni mai sofisticați, oameni cu puțină școală, oameni cu mai multă școală, cu școala aleasă. Dumnezeu l-a întâlnit pe omul acesta și o să vedem îndată în ce context l-a întâlnit pe Saul. Deja ai anticipat, preluând
cuvântul de la mine, întrebarea pe care vreau să-ți spun cine a fost Saul. Și atunci am să te întreb, când apare el pe paginile Sfintelor Scripturii, în ce context apare? Se pare că nu a fost în Ierusalim în perioada în care Mântuitorul nostru a activat. El a ajuns în Ierusalim la școala lui Gamaliel, ulterior. Cert este că în momentul în care sunt aleși diaconii, între ei este unul care rupe rândurile. Ștefan se distinge ca un om valoros, unul care nu e chemat doar să slujească la mese, nu doar să se ocupe de diaconie, ci vedem că omul ăsta are discurs, omul ăsta ori de câte ori vorbește, este convingător și vorbește și pledoariile lui pentru Iisus Hristos sunt valoroase. În momentul în care în momentul în care Ștefan ajunge în fața Sinedriului, care era o instituție formată din 70 sau 71, nu mai rețin exact, de bărbați, omul ăsta, Ștefan, trebuie să dea socoteală de învățătura pe care el o promovează. Și Biblia ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 7, că atunci când au decis să-l lapideze pe Ștefan, toți aceștia care au luat cataroaiele pe care le-au găsit acolo la îndemână și au început să-l împroaște pe Ștefan cu pietre, Biblia ne spune că aceștia și-au pus hainele la picioarele unui tinerel, la picioarele lui Saul. Un amănunt extrem de important, Saul participă la această scenă a lapidării lui Ștefan. Nu știm dacă a fost parte la toată pledoaria lui, și aici e o controversă, pentru că unii spun că Saul, cel convertit ulterior în Pavel, ar fi făcut parte din Sinedriu. De ce e o controversă? Pentru că știm din istoria biblică că parte din Sinedriu nu puteau fi decât bărbații căsătoriți. Ori aici apare o dilemă. A fost sau nu a fost Sfântul Apostol Pavel căsătorit? Dacă a fost parte din Sinedriu, atunci cu siguranță a fost căsătorit și e posibil să fi fost căsătorit doar o mică perioadă de timp. Dar cert este că el asistă la scena omorârii cu pietre a lui Ștefan. Ei, din acest moment, viața lui Saul ia o turnură. Omul acesta este foarte determinat în sinea lui, în viața lui. Rețineți, să reținem. Toată educația lui teologică era una iudaică. Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Saul, cred că a rostit această afirmație de nenumărate ori. Trebuie să adăugăm faptul că el făcea parte dintr-o grupare numită a fariseilor. Gruparea fariseilor, care erau erau cei mai ancorați în Tanah, în Pentateuch, în tradiția lor iudaică. Omul acesta, crescut fiind în acest mediu, da? Există un singur Dumnezeu, apare o grupare numită Calea Domnului, care vorbesc despre faptul că acest profet din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu. Apropo, când au decis că e timpul să îl extermine pe Ștefan? În momentul în care Ștefan își îndreaptă privirile spre cer și zice: văd cerurile deschise și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Atunci se hotărăsc să-l lichideze și Saul pornește în determinarea lui, în religiozitatea lui. Saul este mânat de un singur gând și un singur țel. Dom'le, trebuie să îi terminăm pe aceștia. Trebuie să terminăm cu ei.
Damascul, e la o depărtare de aproape 200 de kilometri de Ierusalim. Ca să vedeți cât de determinat e omul ăsta. Ia scrisori de la marele, de la marele preot, de la mari preoți, să se ducă la Damasc și să-i găsească pe urmașii ăștia, puiuții ăștia, bebelușii ăștia care îl urmează pe Iisus Hristos, pentru că creștinismul era într-o fază incipientă, da? Să-i ia de acolo și să-i aducă la Ierusalim să-i închidă. Dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, vedem faptul că imediat după uciderea lui Ștefan începe o mare prigoană împotriva Bisericii lui Hristos. Exact. Capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, chiar la versetul 1, spune: Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Și versetul 3 spune: Saul, de partea lui, făcea prăpâd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temnițe. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau. Interesant că, în ciuda acestei mari prigoane care s-a pornit împotriva Bisericii lui Hristos, oamenii totuși îl mărturiseau pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Întorcându-ne la Saul, vedem că el ajunge un mare, mare prigonitor al Bisericii lui Hristos. Așa cum spuneai, văzută ca fiind o altă cale. Saul face carieră în direcția asta, a prigonirii Bisericii lui Hristos. Pentru că, mă întorc, 200 de kilometri să călătorești, face prăpăd în Ierusalim și, domnule, am auzit că la Damasc e și acolo o comunitate. Pornim încolo, pornim într-acolo. Dăm voie să citesc un pic, să introducem această întâlnire pe care Saul o are pe drumul Damascului cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Vreau să citesc câteva versete pentru a ne ajuta în continuare în discuția noastră. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogele din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Mă opresc aici din citirea cuvântului Dumnezeu pentru a discuta puțin pe marginea acestui pasaj, plecând de la ideea că Dumnezeu alege să-i se descopere acestui Saul. Și am să te întreb, de ce Dumnezeu alege să se descopere unui mare prigonitor, unui mare dușman al Bisericii lui Hristos? Un răspuns simplu? Da. Dumnezeu este artizan în a lua viețile unor oameni care sunt exact în partea cealaltă, la 180 de grade, de planul lui, de voia lui. Dumnezeu este artizan în a schimba viețile oamenilor, în a-i întâlni. Și vă rog frumos să observați, mă adresez telespectatorilor, omul acesta prigonea biserica. În momentul în care, în mod supranatural, Dumnezeu îi se arată când se apropia de Damasc, adică l-a lăsat să parcurgă mai toată distanța, se apropie de Damasc, în momentul în care Dumnezeu îi vorbește, fii foarte atent, Dumnezeu se identifică cu aceea, sau Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos îi se arată pe drumul Damascului, el se identifică cu aceea pe care Saul îi prigonea. Zice: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Păi stai puțin, Doamne, că eu nu te prigonesc pe tine, eu n-am treabă cu tine. Eu am treabă cu ăștia care nu respectă tradiția iudaică, eu cu ăștia am treabă.
Nu, Iisus Hristos se identifică cu acei, cu copiii lui, cu frații lui. Iisus Hristos se identifică cu aceia care îl urmează pe el. Și în momentul, asta e un lucru foarte important de reținut. În momentul în care oameni nesăbuiți ajung să îi persecute pe alții care sunt identificați ca copiii Domnului, de fapt un om nesăbuit care lovește într-un copil al Domnului nu lovește pe el. Hristos se identifică. De fapt, lecția spirituală aici este că ori de câte ori cineva se ridică împotriva Bisericii lui Hristos sau a celor care compun Biserica lui Hristos, observ aici Luca Evanghelistul, care scrie Cartea Faptele Apostolilor, vorbește despre calea credinței. Exact, calea credinței, da. Și despre ucenicii lui Hristos. Bărbați și femei. Bărbați și femei. Deci, cei care se ridică împotriva acestei căi a Bisericii lui Hristos, de fapt se ridică împotriva lui Hristos. Exact. Și nu este o luptă împotriva unor oameni aici, este o luptă împotriva lui Dumnezeu chiar. Interesant este faptul că atunci când aude vocea care vorbește, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, interesant este faptul că Saul are întrebările corecte pe care îi le pune Mântuitorului. Și aș vrea din nou să mă adresez telespectatorilor noștri. Ori de câte ori înțelegeți că, nu știu, că Dumnezeu vă cercetează, vă mișcă inima într-o direcție sau alta, rețineți, vă rog frumos, aceste întrebări. Cine ești, Doamne? Și apoi, ce vrei să fac? În momentul în care Dumnezeu mișcă inima vreunuia dintre dumneavoastră, în momentul în care înțelegeți că este evident că e mâna lui Dumnezeu, lucrarea lui, nu uitați aceste întrebări. Cine ești și ce vrei să fac? Mai important e ce vrei să fac. Și observați că Dumnezeu îi spune lui Saul ce trebuie să facă. Saul a pornit cu gând spre Damasc ca să mai ia niște, credincioși și să-i aducă la Ierusalim. Dar parcurgând capitolul 9 și eu cred că este o lectură fascinantă pe care o recomandăm telespectatorilor noștri să citească din Sfânta Carte, Biblia, din capitolul 9, toată relatarea întoarcerii, transformării vieții lui Saul la Domn. Se duce cu gândul să se întoarcă cu unii legați, dar știm cum pleacă Saul din Damasc. Cred că ar fi relevant să spunem faptul că Saul nu era un ateu, nu? Era un om religios, un om care avea o râvnă specială pentru Dumnezeu lui Israel. Făcea parte din această comunitate, nu? Din acest popor sfânt, un popor pe care, dacă urmărim istoria Vechiului Testament, descoperim că Dumnezeu alege pe Avram și apoi în poporul Israel, la timpul potrivit, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, se naște Domnul Iisus Hristos. Și Scriptura spune, El a venit la ai săi. Adică Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos a venit la ai săi, la cei din poporul Israel, care îl cunoșteau pe Dumnezeul adevărat. Poporul Israel nu era un popor idolatru, în sensul că avea revelația lui Dumnezeu și cunoștea pe Dumnezeul adevărat, Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Și faptul că Saul nu era ateu, ci era un om religios, poate să ne comunice acest mare adevăr că a fi religios nu înseamnă că îl cunoști pe adevărat, cu adevărat pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și felul, că, și felul în care el întreabă cine ești tu, Doamne, recunoscându-L pe Iisus Hristos ca fiind Domn, este foarte semnificativ. Vom continua, iartă-mă un pic, vom continua această discuție foarte interesantă după câteva minute de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio, sunt împreună cu pastorul Emanuel Dejeu, pastorul Bisericii Betania din București, și discutăm despre unul dintre cei mai proeminenți oameni de pe paginile Sfintelor Scripturi, Apostolul Pavel, pentru că atunci când ne gândim la el, ne gândim la importanța lui pentru Biserica lui Hristos. Și la cantitatea de scriptură. Da, asta vreau să spun. 27
scrieri avem în Noul Testament, din care 13 ale Apostolului Pavel, epistolele lui, și dacă vorbim despre epistola către evrei, acolo unde nu ni se precizează în mod direct autorul, unii tind să creadă că a fost scrisă de Apostolul Pavel. Deci 13 ori 14. Da, 13 sau poate chiar 14 epistole scrise de Apostolul Pavel. Vorbim despre acest subiect al convertirii, al întoarcerii. Apostolul Pavel, am discutat despre el, așa cum îl prezintă Scriptura, ca fiind Saul, și despre cum a fost viața lui înainte de această întâlnire cu Hristos. Am intrat în Fapte 9 să discutăm despre întâlnirea personală cu Iisus Hristos. Trebuie să spunem că acest subiect este unul foarte important pentru Luca, pentru că atunci când deschidem Scriptura, citim Cartea Faptele Apostolului, această mărturie apare de 3 ori în Cartea Faptele Apostolului. Mm-hmm. O avem descrisă în Fapte 9, mm-hmm. apoi o avem descrisă în capitolul 22 și 26 ca un fel de mărturie pe care Pavel o relatează în fața poporului lui și apoi în fața altor oameni despre felul în care Dumnezeu i-a atins viața prin Iisus Hristos, despre întâlnirea aceasta. Vreau să reiau citirea cuvântului Dumnezeu din locul în care am rămas. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, începând cu versetul 7, oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților cel mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Ultima întrebare pe care ți-am pus a fost, de ce Dumnezeu l-a ales pe Apostolul Pavel? Și acum, citind cuvântul acesta din Fapte 9, putem înțelege mai bine de ce Dumnezeu a ales, pentru că a avut un plan special și vreau să dezvolți ideea aceasta. Omul ăsta pornește spre Damasc cu mare autoritate. Dar când privesc versetul 6, în momentul în care Hristos apare în fața lui, zice cuvântul că tremurând și plin de frică. N-a avut frică când a pornit din Ierusalim. A fost hotărât, determinat, pornit. Și cu toate astea, în momentul în care Hristos îl întâlnește, viața lui din acel moment se schimbă radical. Interesant este faptul că ulterior are dificultăți de vedere. L-au luat și de mâini, ca pe un om nevăzător pe care îl conduci și îl ajuți să intre în oraș, în cetate. Viața de credință a Sfântului Apostol Pavel începe ca la nimeni altcineva. Începe cu 3 zile de post. 3 zile de post n-a mâncat și n-a băut nimic. Și ai citit relatarea aceasta cu descoperirea pentru Anania, descoperirea pe care Saul o primește că vine Anania. Anania în prima fază se codește: Doamne, dar știi, îl cunosc pe omul ăsta, așa aici am auzit că are autoritate, putere să ia, să lege, să-i ducă. Zice, nu, stai că e un vas ales. Pare mi se ulterior, Sfântul Apostol Pavel zice, Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele. Din pântecele mamei mele.
viața pe care Saul a trăit-o fără Hristos este valoroasă? Da, este valoroasă. Știi de ce? Pentru că dacă ne uităm în versetul 20 din același capitol 9, zice și îndată, nu, hai să luăm de la 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, curajoasă afirmație, frate Saule. Uh-huh. Frate Saule, Anania îl consideră pe Saul frate din momentul în care intră pe ușa casei. Frate Saule, Domnul Iisus, cu ce se legitimează Anania? Cu arătarea de pe drumul Damasul. Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și acum ajung la 20. Și îndată. Câteva zile. Și îndată. A început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Doamne, de unde a prins el așa, dintr-o dată, învățătura? Nu, n-a prins-o. Saul a învățat și a învățat și a învățat și a fost determinat ca să combată creștinismul. De fapt, viața dinainte a lui Saul, am putea spune, a fost o școală în care Dumnezeu l-a lăsat acolo și l-a pregătit pentru ceea ce avea să se întâmple. Dar toate astea au fost utile. Exact. Pentru că din afirmația pe care noi o găsim aici, de fapt, Domnul îi spune lui Anania în vedenie, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Știi că știm cu toții că Apostolul Pavel este cunoscut ca fiind Apostolul neamurilor, cel care este trimis spre celelalte neamuri cu vestea bună a Evangheliei. Dar știi cine este primul apostol al neamurilor? Dacă ne uităm la Fapte capitolul 10, Petru se codește, el nu vrea să se ducă la Corneliu, dar Petru este primul care se duce într-un context al păgânilor, al neamurilor și îl vestește pe Hristos. Da. Ne întoarcem la Pavel. Aproape instantaneu, omul ăsta se duce în Damasc cu gândul să suprime credința, are loc întâlnirea cu Hristos, are loc botezul pe care îl primește, vederea îi este redată, mănâncă, prinde puteri, mai stă câteva zile și dintr-o dată, instantaneu, omul ăsta începe să-l propovăduiască pe Hristos. Dintr-un prigonitor care a fost până spre Damasc, omul ăsta ajunge să facă pledoarie în sinagogi pentru Iisus Hristos. Cei drept creștinii se uitau chiorâși la el și șușoteau probabil. Știi că ăsta a venit aici la Damasc să... N-aveau încredere în el. În momentul în care un om, înțeleg de aici, din viața lui, în momentul în care cel care îl întâlnește pe omul obișnuit este Dumnezeu, viața lui este schimbată. Radical! Da. Privind în textul nostru și în celelalte texte din Fapte 22-26, vedem lucrul acesta și atunci ți-aș pune această întrebare specifică: în ce fel se schimbă, se transformă viața unui om care întâlnește pe Domnul Iisus Hristos în felul în care a întâlnit Apostolul Pavel? Este un fel unic, evident. Dar privind la acest exemplu Apostolului Pavel și plecând de acolo, să căutăm câteva indicii. Pentru că, clar, un om care întâlnește pe Dumnezeu, un om care întâlnește pe Iisus Hristos, viața lui, cum spunea, este transformată, este schimbată într-un mod radical. Este o întoarcere cu 180 de grade. Dacă înainte cineva folosea în emisiunile noastre imaginea aceasta, dacă înainte era cu fața spre Dumnezeu și direcția ta era cât mai departe de Dumnezeu, Spre iad, exact. Când un om se întoarce la Dumnezeu, de fapt el se schimbă, este o întoarcere cu 180 de grade. Da? În primul rând e transformarea minții. Uh-huh. E o transformare a minții. Din acel moment omul ajunge să gândească și să vadă lucrurile corect. Uh-huh. Apropo, sunt astăzi mulți atei, oameni care
contestă existența lui Dumnezeu. Eu mă întreb dacă pentru ei Dumnezeu nu există. De ce, domnule, curge atâta cerneală ca să demonstreze că el nu există? Lasă-l, domnule, dacă nu există Dumnezeu, ce te mai căznești să mai scrii, să mai demonstrezi că nu există? Cred că și Pavel, în dorința lui, în religiozitatea lui, dorea să demonstreze că Iisus Hristos e un nimic, adică nu merită iudeii să-și bată capul, nu merită să devină eretici în felul ăsta. Numai că Iisus Hristos, când îl întâlnește, este evident pentru Saul că cel care îi vorbește este cu adevărat Dumnezeu. Vine Anania, ziceți, frate Saule, Dumnezeu, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis să scapeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Luca menționează acest detaliu. Omul acesta devine dintr-o dată, deci odată îi se schimbă mintea, îi se schimbă gândirea și îi se schimbă viața. Pe gândirea nu mai este, nu mai dorește să facă lucrurile pe care le făcea dinainte, îi se schimbă credința, credea că Iisus Hristos este o poveste, dintr-o dată îl găsim în sinagogi făcând pledoarie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și ce face? Viața îi se schimbă unui om care este întâlnit de Iisus Hristos și dintr-un neom ajunge un om cu adevărat. Și am cunoscut de-a lungul slujirii atâția oameni care erau niște oameni ratați, niște nimeni, niște oameni pe care lumea nu dădea doi bani. Și oamenii aceștia, fie că erau robiți de diferite vicii, de diferite probleme, oamenii aceștia, odată ce l-au întâlnit pe Iisus Hristos, mintea lor s-a schimbat, viața lor s-a schimbat, obiceiurile lor s-au schimbat, ceea ce prețuiau înainte, acum detestă. Și ceea ce detestau înainte, acum îmbrățișează și prețuiesc. Și Pavel, cel transformat, îl îmbrățișează, îl primește pe Iisus Hristos și din acel moment Iisus Hristos este viața lui. Pavel, apostolul, spune în Filipeni, căci pentru mine a trăi... Este Hristos. Într-o altă traducere ar suna cam așa, căci pentru mine viața înseamnă Hristos. Sunt astăzi oameni care spun, doamne, pentru mine viața e să muncesc. Pentru mine viața e să beau. Pentru mine viața e să dorm. Pentru el, pentru Sfântul Apostol Pavel, viața e Hristos. Și el vorbește despre parfumul ăsta special al prezenței lui Hristos pe care îl împrăștie. Mă uit la viața lui. Dintr-un prigonitor ajunge unul folosit de Dumnezeu pentru tot ceea ce socotim noi astăzi, Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns până la noi astăzi, Dumnezeu îl folosește și ajunge un propovăduitor al numelui lui Hristos. Are 4 călătorii misionare în care merge din loc în loc și întemeiază biserici, predică Evanghelia, este, ca să nu mai vorbim, de tot ceea ce a însemnat această viață de credință. Se duce cu escortă, se duce cu mascații la Damasc. Cum pleacă din Damasc? Ca un fugar. Ca un fugar. De ce? Pentru că acum el a fost înlănțuit. Interesant, vrea să-i ducă pe unii înlănțuiți, dar din Damasc pleacă el înlănțuit de dragostea lui Hristos și de ființa lui. Și din acel moment Saul este un alt om. Da, cuvântul spune, după câteva timp iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul, porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat, l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de uceniți. Atenție, toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic, că a ajuns și el ucenicul lui Hristos. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și
se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucru acesta, l-au dus la Cezarea și l-au porit în Tars. O viață transformată este o viață de risc sau cu da. Risc. Spuneai că nu, o evidență a faptului că un om este transformat de Hristos, de puterea Duhului lui Dumnezeu, este nu, o schimbare, începe de la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Nu? Pavel spune mai târziu în epistolele sale că noi trebuie să avem gândul lui Hristos. Gândirea noastră trebuie să fie pregnată de o gândire, dacă vrei, biblică, pentru că Biblia este cea care ne revelează voia lui Dumnezeu. De aceea, un om când se întâlnește cu Hristos, viața lui nu mai este a lui, ci a lui Dumnezeu. Și viața lui este Iisus Hristos. Vreau să spun... Până la Damasc, da? Saul face ceea ce crede el. De la Damasc, după ce îl întâlnește pe Hristos, Saul face ceea ce îi cere Dumnezeu. În discuția noastră, vezi, noi am vorbit acum tot mai mult despre Saul, dar citind Faptele Apostolilor și mai ales epistolele, îl redescoperi pe Pavel, nu pe Saul. Și întreb, de ce la un moment dat nu se mai vorbește despre Saul, ci alege Pavel însuși, chiar în epistolele sale se prezinte ca fiind Pavel. Și el spune, Pavel, rob al Iisus Hristos, Pavel, nu... ucidica lui Iisus da, Hristos. Era obiceiul acesta ca obiceiul vremii, ca odată ce un om are parte de o schimbare dramatică să îi se schimbe și numele sau apelativul, dar viața lui și felul în care omul acesta arde ca o torță în toți anii lui de slujire demonstrează că ceea ce s-a întâmplat pe drumul Damascului este autentic, este real și este determinant. Poate că unora dintre noi, și acum includ și pe telespectatori, poate că nu vom avea parte de o iluminare din asta, de o voce care să ne vorbească. De o revelație. De o revelație spectaculoasă, supranaturală. Dar poate că cineva te invită, poate că cineva îți dă o Biblie și te încurajează să citești. Poate că cineva te invită la o casă de rugăciune sau într-un context în care se vestește Evanghelia. Și acolo Dumnezeu te întâlnește și acolo Dumnezeu ți se arată, acolo Dumnezeu îți vorbește. Ia aminte! Viața acestui om a fost schimbată radical din momentul în care l-a întâlnit pe Hristos. Citind epistolele mai ales, pentru că sunt scrise de el către biserici, spuneai, a făcut câteva călătorii misionare și în Fapte, capitolul 13, când el pornește în prima călătorie misionare, acolo descoperim la un moment dat că el începe să folosească, de fapt, Luca. Este cel care folosește mai întâi, alege să folosească numele Pavel în detrimentul numelui Saul. Dar mă gândesc, revenind, citind epistolele sale, descoperim o anumită smerenie pe care vedem. Pentru că el întotdeauna recunoaște cine a fost el înainte de Hristos. A fost un dușman al bisericii, un prigonitor. Un om care era cu... fața de parte de Dumnezeu. Ba din potrivă, ba mai mult, el zice nici nu sunt vrednic să fiu socotit numărat între apostoli. Exact. Și faptul că el alege să folosească numele Pavel, în grecesc, da. În greacă Paulus, spuneai la început că numele semnifică cel mic, probabil Pavel, care se prezintă Pavel, rob al lui Iisus Hristos, întotdeauna într-o atitudine de smerenie, de umilință, nu, vrea să nu uite niciodată că el este cel mic. Nu? El se află sub domnia lui Hristos. Nu numai gândurile lui, planurile lui, ci dimpotrivă sunt gândurile lui Hristos, nu? Planurile lui Dumnezeu și viața lui este nu numai transformată radical, dar este dedicată întru totul lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și propovăduirii Evangheliei lui Iisus Hristos. Acum, plecând de la această convertire a Apostolului Pavel,
de la mărturia acestei vieți schimbate, transformate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, a întâlnirii omului cu Dumnezeu, vreau să discutăm puțin la un nivel mai practic pentru noi, oamenii, ce impact și ce efecte ar trebui să aibă și cum poate un om ajunge la o întâlnire cu Hristos. Spuneam adineaori, poate că nu vom vedea niciodată o lumină, poate că nu vom fi marcați de o experiență din aceasta supranaturală ca Sfântului Apostol Pavel. Sunt mulți oameni în țara noastră, religioși, oameni aplecați spre cele sfinte, spre a îndeplini tot ceea ce se cere, tot ceea ce trebuie făcut. Sunt uimit așa când asist în cadrul unor înmormântări care se săvârșesc în biserica majoritară, cât de preocupați sunt oamenii de batistuță, de bănuț, de sticlă, de toate cele, de vin amestecat, cu... Oamenii sunt foarte mulți religioși, ai doma lui Saul, ai doma lui Pavel. Pentru mult timp, Saul a avut sentimentul că este de partea dreaptă a istoriei. El credea că îi face un serviciu lui Dumnezeu. El credea că este în slujba lui Dumnezeu în tot ceea ce făcea. Până când? Până când Dumnezeu îl întâlnește. Și aș vrea să le transmit telespectatorilor noștri, dragilor, poate că suntem hotărâți, determinați în călătoriile noastre, în drumurile noastre, în căutările noastre după Dumnezeu și dorim să îndeplinim tot ceea ce El ne cere. Asta până când? Până în momentul în care descoperim și noi, ca și Sfântul Apostol Pavel, că iată, creștinismul nu este neapărat o religie. Da, el este socotit și numărat între religiile lumii. Creștinismul nu este o religie. Creștinismul este o relație vie pe care o avem cu Mântuitorul nostru, cu Domnul Iisus Hristos. În momentul în care El ne iese în drum, în drumurile noastre, în drumurile hotărâte și pornite spre distrugere, în momentul în care Hristos Domnul apare pe drumul nostru, fiecare dintre noi avem un drum al Damascului, în momentul în care El ne apare, El ne vorbește, să luăm aminte, să luăm seama și să-L întrebăm pe Dumnezeu, așa cum Saul l-a întrebat, Doamne, cine ești? Și sunt convins că Dumnezeu ne va spune cine este El, pentru că îi face plăcere să se descopere oamenilor. Și apoi nu uitați să-L întrebați, ce trebuie să fac? Ce a făcut Saul? A intrat în cetate și a fost rapid luat de frați, în grija fraților. A fost ucenicizat, a fost călăuzit pe drumul acesta și Saul, într-adevăr, a fost gata să înceapă lucrarea de evangelizare. Nu uitați, unii dintre noi avem sentimentul că suntem de partea bună a istoriei. Până când? Până când Iisus Hristos ne iese în drum. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți cu această inimă bună, ca atunci când El vine pe drumurile noastre, să știm exact ce să-L întrebăm și mai ales să știm ce să facem ca să devenim adevărați și devotați copii ai Lui. Emanuel, îți mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Vestea Bună pentru Toți. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze personal ca și slujitor, familia, mulțumesc, biserica pe care o slujești și încă o dată îți mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, pentru că ne urmăriți și ca să înlesnim și mai mult comunicarea. Dacă aveți întrebări, am pus în burtiera emisiunii noastre o adresă de e-mail și un număr de WhatsApp. Vă rugăm să ne scrieți, să puneți întrebări
și vom încerca să răspundem la ele în emisiunile noastre viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. O seară binecuvântată tuturor!